Vă salut prieteni, bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru interes, vă mulțumesc că îmi scrieți și mesaje celor care o faceți în limitele decenței, o să vă răspund și așa trecând repede că dacă nu le răspund celor care sunt oameni cu bun simț, de ce să le răspund unora care bat câmpii? Da? așa din când în când o să le mai răspund și ăstora ca să, să simtă și ei importanți măcar pentru câteva secunde în viața asta. Referitor la ceea ce am postat până acum să înțelegeți voi cei care vă uitați și mai ales cei care comentați. Nu face nimeni discuțiile astea că să crede cel mai frumos, cel mai deștept sau nu mai știu cum. Sau cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Nu. Sunt niște păreri personale care cred eu că sunt susținute de argumente, iar celor care nu sunteți de acord, din prostie, nu că n-ați avea argumente sau că simpatizați cu o altă echipă decât echipa pe care o susțin eu, și anume rapid, nu vă mai chinuiți să scrieți și să jigniți, că n-are rost. Iar cred că după câteva meciuri care le-am jucat, pot să-mi dau și eu cu părerea despre fotbal. Dacă vă dați voi care ați fost cel mult purtător de echipament cumpărat de la fan shop, sau cerut de pomană pe, pe vreun gard sau pe lângă vreun gard de la un jucător de fotbal sau de la un fotbalist și credeți că aveți dreptate și le știți pe toate, de ce nu mi-aș da și eu cu părerea? Asta așa ca o paranteză pentru ăștia care vă credeți și sunteți posesorii adevărului. Sunt niște, nici sfaturi nu sunt, sunt niște păreri personale, niște lucruri pe care le-am trăit și le spun fără să critic pe nimeni sau să mă cred eu mai fotbalist decât cei care joacă azi sau mai frumos decât aia care au pozat ei. Nu. Ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Azi, și datorită întrebărilor pe care mi le-ați adresat, marea majoritate dintre voi, în privat, o să vorbim despre Dinamo care Dinamo în sfârșit, în sfârșit, iată că s-a vândut. Dacă spuneam acum câteva zile că pare ca în, episod, ca în serialul ăla tânăr și neliniștit, iată că a venit finalul pentru Dinamo, finalul telenovelei și clubul s-a vândut. Astfel, Dinamo intră în categoria cluburilor care au patron străini. Este primul club din România care are patroni sau este patronat de o societate comercială care își are sediu în străinătate. Au venit niște spanioli. Este mai puțin important și chiar pe mine nu mă interesează. Am văzut că pe anumite site-uri scriu oameni că ar fi un offshore, că ar fi nu știu ce firme din Cipru și firma din Cipru cu altă firmă în Panama. Și cred că suporterii din Amovis sunt mai puțin interesați de amănuntele astea. Important e că Dinamo s-a vândut, că oamenii au un proiect, că vor veni cu niște bani, că altfel nu cumpărau dacă nu aveau, nu aveau intenții serioase și că fotbalul românesc nu a pierdut încă o echipă de tradiție. Am văzut că sunt discuții și cu programul, cu membrii programului Doar din Dinamo București. Unii spun că ar fi mai bine să vândă acțiunile alea, inclusiv cu penalizarea care era în memorandumul ăla, dacă nu mă înșel, de 100.000 de euro sau ceva de genul ăsta, în caz că nu sunt, nu sunt suporterii consultați când se va vinde clubul, am înțeles că n-au fost consultați, clubul s-a vândut, acum mai scriu unii că vor fi proteste și vor fi nu mai știu ce, că vor protesta, cred că ceea ce și-au dorit și suporterii, ceea ce și-a dorit și domnul Negoiță s-a îndeplinit, anume domnul Negoiță să scape de Dinamo, suporterii să scape de domnul Negoiță și implicit Dinamo, să încapă pe mâna unor oameni potenți financiar E un pas înainte, e un pentru Dinamo. Sperăm ca iubitorii fotbalului să fie de bun augur mutarea asta, pentru că dacă Dinamo va crește, va aduce, citesc acum că vor veni 10 jucători din, din Spania, din primele 3 ligi, Automat dacă vin fotbaliști buni, să face echipă bună la Dinamo, crește nivelul campionatului. Celelalte echipe se confruntă cu jucători de valoare și așa cu jucătorii români, cu jucătorii tineri, va crește și nivelul campionatului în, în România, vom avea meciuri mai interesante. Am văzut că se vorbește și de, de un antrenor spaniol în caz că nu vine contra care a declarat că deocamdată nu are nicio ofertă, va veni și un antrenor spaniol. Avem exemplu celui de la Hermannstadt care a venit și a făcut lucruri bune. Deci, pentru Dinamo, iată că după rămânerea în prima divizie, vânzarea către spanioli, așa s-au aliniat un pic astrele și sunt, sunt vremuri bune. Sper ca suporterii să ajungă la o înțelegere cu noi proprietari, indiferent dacă asta va însemna să fie, să aibă un reprezentant în conducere sau să vândă acțiunile. După părerea mea, dar e mai puțin importantă părerea mea, locul suporterilor cred că este în, în tribună pe lângă echipă, să susțină echipa, nu cred că nu să, să judece cu patimă și să judece, nu știu pătimași ceea ce se întâmplă sau ceea ce deciziile care țin de destinele unui club. Dar asta vom vedea în, în zilele următoare ce se va întâmpla. Fac o scurtă paranteză că am uitat să aprind lumina și o să mă certe mă ceartă unii că e peretele nasol în spate, alții că am tricourile mai mari cu număr. Unii îmi spun că stă să aprind lumina. Imediat unii spun că am aprins și lumina, unii spun că nu se aude bine, deci chiar dacă nu vedeți în ceea ce filmez, depinde de dacă e un tricou așa, nu pun la valiera, pentru că se vede urât aici, n-ai de un soprinzi. Înțelegeți? Dar asta nu înseamnă că nu folosesc ceva ca să mă auziți bine. Când nu folosesc la valiera, am microfon. Vedeți, cu buton aici on off Microfonul să-l pun și pe masă sau pe unde, aproape de unde filmez. Are filtru, are nu știu ce mai are el. Când nu folosesc nici microfonul, nici la valiera asta mică, folosesc căștile cu microfon de la care sunt pe cablu de la telefon. Când filmez cu telefonul. Așa, eu cred că se aude cât de cât. Acum n-am nici vreun studio cu nu știu ce de astea performante, nici în spate un monitor ca să pun imagini de când juca bunica fotbal. Îmi cer scuze dacă nu, nu e ceea ce trebuie. Revenim la Dinamo, să vedem transferurile. Văd acum, citesc în, am citit în ziar că Dănciulescu și-a anunțat oficial retragerea sau încetarea raporturilor contractuale cu Dinamo, că va veni și un director sportiv cu puteri de pline, tot un spaniol, deci Dinamo intră în era spaniolă, o altă mentalitate, o altă idee de a vedea lucrurile, sperăm să nu fie doar cuvinte, să se înființeze și echipa a doua pentru cei care sunteți dinamoviști. Știți că se discută în zilele astea înființarea echipei a doua și numirea lui Cornel Țălnar ca responsabil? Să sperăm că odată cu mutarea asta, nivelul campionatului de fotbal din România va crește. Felicitări lui Dănciulescu pentru ceea ce a făcut cât timp a, a lucrat la Dinamo. Cred că a fost un, un factor de echilibru și un factor motivațional în vestiarul lui, lui Dinamo. Din păcate, pentru voi dinamoviștii care îl vedeați pe Dănciulescu ca unicul reprezentant al vostru în, în, conducerea lui Dinamo și din punctul ăsta de vedere să încheie o, o epocă. Dar până la urmă pentru voi ca suporteri, cred că e mai puțin important cine este pe bancă, cine este patron, de unde vin banii? Cred că cel mai mult și cel mai mult vă interesează ca echipa să aibă rezultate și să joace acolo între primele șase. Eu sper ca, ca român și ca privitor de fotbal să îi să facă o propunere lui Contra și să vină Contra să antreneze Dinamo. Eu am o părere foarte bună despre Cosmin și cred că s-ar potrivi. S-ar potrivi, are unui proiect început practic de la zero, are avantajul că cunoaște mentalitatea spaniolă, vorbește limba spaniolă, iar dacă vorbe din 10 jucători spanioli, cred că va fi mare nevoie de un antrenor vorbitor de spaniolă, dar în același timp și vorbitor de română. Și aici cred că de -aia și spun că cea mai bună soluție din punctul meu de vedere ar fi Cosmin Contra pentru Dinamo. Vedem, mi-ați scris foarte mult să vorbesc, să-mi dau cu părerea și despre Rapid. Despre Rapid, deocamdată, nu avem ce să discutăm decât să vedem ce se va întâmpla în următoarele zile, următoarea săptămână. Cine va fi președinte, cine va fi director sportiv. Succes lui Adiencii ca antrenor și voi face un episod special pentru, pentru a vorbi când se mai limpezesc capele și îngiulești, de a vorbi despre rapid ceea ce vă interesează și pe voi și nu în ultimul rând și pe mine. Sper că nu v-a deranjat. Atât de mult, și intervenția de astăzi, oricum, încă aștept impresiile și părerile voastre în scris. Dacă nu vă place, puteți să vă dezabonați, așa cum mi-au scris unii dintre voi. Dacă vă place, abonați-vă și mai spuneți și voi prietenilor sau celor care credeți voi că ar putea fi interesați despre ceea ce vorbim aici. În rest, nu uitați. Dacă și vă abonați sau vă dezabonați și mai și spuneți prietenilor, nu uitați. Fiți bune azi, fiți bun mâine, că până la urmă vă va vedea cineva.